Bun găsit, sunt Otilia Dima și vă prezint știrile, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Măsuri pentru verificarea respectării măsurilor de protecție împotriva COVID-19. Persoanele afectate de viitura de la Cotumba vor fi despăgubite. O femeie de 74 de ani a fost lovită de mașină pentru că a traversat prin loc nepermis. Numărul cazurilor de coronavirus rămâne ridicat în România, iar controlele pentru a verifica dacă oamenii respectă măsurile de protecție împotriva virusului s-au intensificat în ultima perioadă. S-au realizat controle în zonele aglomerate din județul Bacău, în centre comerciale, piețe, târguri și terase, dar și în mijloacele de transport în comun, scopul vizat fiind prevenirea răspândirii virusului COVID-19. La aceste acțiuni au participat echipe mixte formate din polițiști, jandarmi, polițiști locali, reprezentanți ai ISU și DSP, a Inspectoratului Teritorial de Muncă și de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. În cadrul activităților au fost legitimate peste 2300 de persoane, au fost verificate 739 de obiective și peste 1300 de mijloace de transport, iar ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 738 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 70.500 de lei. Peste 50 de gospodării inundate și sute de metri de drum impracticabil. Acestea sunt la o primă vedere efectele viiturii de la Cotumba din comuna Agăș, constatate la fața locului de prefectul județului Bacău, Liviu Miroșeanu. Jandarmii și pompierii cu utilaje au intervenit în zonă pentru a ajuta pe oameni. Prefectul județului a dispus întocmirea unui raport operativ, astfel încât să fie realizată o situație completă a pagubelor cauzate de precipitațiile masive. Aceasta va fi transmisă la guvern, iar cei afectați vor primi despăgubiri în cel mai scurt timp. Despre situația COVID-19 de la Onești și câte persoane sunt internate la spitalul municipal, aflați din materialul următor. Situația a început să se agraveze începând cu ziua de ieri, în moment în care ne-au fost transferați o serie de pacienți, 25 de cazuri de la spitalul din Bacău, județean Bacău. Nu este o situație foarte simplă, începe să fie greu de gestionat. Dar lupta aceasta împotriva COVID-19 trebuie să meargă mai departe. Medicii de la Onești sunt pregătiți pentru ceea ce urmează. Vedeți și dumneavoastră, crește alarmant numărul cazurilor confirmate la nivel național. Astăzi, din câte știu, parcă 995 de cazuri, ceea ce nu este în regulă. Ne apropiem de 1000. Ne apropiem cu pași rapizi de și o creștere exponențială numai în ultimele zile ne uităm. Exact. Se merge într-o direcție pe care nu și-o dorea cu siguranță nimeni. Grija noastră principală începe să redevină, să spun, modul cum va fi gestionată această situație medicală în municipiul Onești și în județul Bacău. Noi suntem pregătiți cu echipament de protecție pentru medici. Secția ATI este bine pusă la punct. Iată că deja putem spune că avem experiență în a trata astfel de situații și a ne putea noi înșine proteja în cazul în care, eu știu, putem interacționa cu persoane confirmate pozitiv COVID-19. Astăzi, la Spitalul Municipal Onești, sunt peste 80 de cazuri confirmate. Toate că acum 2-3 săptămâni numărul a scăzut până undeva la 20-30 de cazuri. Acum avem de 4 ori mai mult. Avem peste 80 de cazuri confirmate COVID-19. Vedem cum va evolua situația în județul Bacău, municipiul Onești. În fiecare zi port discuții tet-a-tet cu managerul spitalului, cu conducerea spitalului municipal Onești, încercând să găsim soluții pentru a trata pe de o parte cei confirmați COVID, dar totuși trebuie să ne îndreptăm și ne-am îndreptat în ultima perioadă atenția și către celelalte cazuri, persoane cu diferite afecțiuni medicale care nu sunt confirmate COVID. Sperăm ca lumea să înțeleagă că ceea ce a fost greu nu a trecut, trebuie să fim foarte atenți, să respectăm în continuare recomandările făcute de către cadrele medicale, de către reprezentanții Ministerului de Interne și Ministerului Sănătății. Va fi o vară cu foarte multe provocări și pentru binele tuturor este bine să respectăm toate restricțiile impuse
în aceste zile de către reprezentanții oficiali ai ministerelor menționate mai devreme. Dumneavoastră, domnule primar, sunteți îngrijorat de ceea ce se întâmplă? Pentru că mie personal, bine, dumneavoastră sunteți o persoană destul de echilibrată, nu vă panicați ușor, gestionați la rece, ca să zic așa, situația. Pe mine personal, numărul acesta, peste 80 de persoane, mi se pare un număr îngrijorător de mare. Trebuie să privim situația în ansamblu, nu doar municipiul Onești, județul Bacău, Moldova, ci întreaga Românie. Dacă se confirmă ceea ce cu toții am auzit și urmărim la televizor, și anume că secțiile ATI în țară încep să ajungă la capacitate maximă, spitalele de asemenea, cred că se poate pune în discuție o analiză extrem de serioasă asupra ceea ce va urma și în județul Bacău și în municipiul Onești. Este bine de analizat în profunzime acest subiect și toate implicațiile ce reiesc dintr-o astfel de situație și trebuie, pe de o parte, municipalitatea, administrația publică locală, Spitalul Municipal, Consiliul Județean și Guvernul României să acordăm tot sprijinul unității medicale pentru a beneficia de tot suportul necesar într-o astfel de perioadă. În primul rând ne referim la echipament medical, la resurse umane și la bani necesari pentru anumiți reactivi, pentru a continua cu analizele de testare a celor ce pot fi, eu știu, infectați COVID-19 și așa mai departe. Eu zic că este bine să fim cu toții foarte atenți la ceea ce urmează și să ne luăm fiecare dintre noi toate măsurile ce se impun pentru a evita răspândirea acestui virus mai departe. Avem un telefon, domnule primar. Bună ziua, sunteți în direct. Subiectul despre care vorbim ar fi acum COVID-19. Haideți să vă auzim. Ne auziți? Bună ziua, Romana. Bună ziua. Bună ziua. Opa, mă numesc de pe strada. Eu nu înțeleg ce spune dânsul. Nici eu nu înțeleg. Din păcate, legătura telefonică este una nu foarte bună calitativ și vă auzim în valuri, ca să zic așa, întrerupt. Dar de ce? Că domnule, o să rog colegul, dacă a înțeles întrebarea, să ne transcrie, ori să resunați ca să încercăm să ne înțelegem, vă rog frumos. Mulțumesc pentru înțelegere. Ne întoarcem, domnule primar, la spital. Spuneați că veți face tot ceea ce stă în putință în calitate de primar pentru a fi, să zicem, spitalul din Onești pus la adăpost. În ceea ce privesc materialele de protecție, de igienizare și așa mai departe. Întrebarea mea către dumneavoastră ar fi, este deschis în continuare și pacienților non-COVID? În acest moment, da. Urmând o procedură care a fost stabilită și transmisă tuturor medicilor de familie și celor interesați, și anume accesul la diferite discipline medicale din cadrul policlinicii, ambulatoriului Spitalului Municipal Onești se face pe bază de programare. Și un număr, să spun, de persoane pot apela zilnic de luni până vineri la disciplinele medicale ce deservesc, ce sunt deservite de către Spitalul Municipal Onești. Sperăm să putem adică să ni se permită, de fapt, că știți, fără avizul DSP-ului nu putem deschide aceste servicii medicale către beneficiari, către oneșteni, și sperăm ca în continuare DSP să înțeleagă că oneștenii au nevoie de servicii medicale la Onești și nu doar la Moinești. Deplasarea multor persoane de la Onești către Moinești este practic imposibilă, sunt persoane în vârstă, persoane fără posibilități materiale sau mijloace de transport, și atunci cu siguranță că se dovedește fără echivoc în, eu știu, nevoia pe care o au oneștenii vis-a-vis de serviciile medicale prestate de Spitalul Municipal.
O femeie de 74 de ani a fost lovită de mașină pentru că a traversat un loc nepermis. Din primele verificări ale polițiștilor a rezultat că un bărbat de 39 de ani din Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Mărășești, a dat peste o femeie de 74 de ani care s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis și fără să se asigure. A fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. S-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Noi controle desfășurate de inspectorii muncii la angajatorii din județ pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului COVID-19 au scos la iveală abateri la majoritatea celor verificați. Controlele se desfășoară în cadrul unei campanii naționale desfășurate la nivelul inspecției muncii în scopul prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19. Echipele Inspectoratului Teritorial de Muncă din Bacău au întreprins controle la 43 de angajatori din județ, dintre verificări, 41 fiind pe timp de zi, iar 2 controle de noapte. În urma acțiunilor, 40 dintre operatorii economici verificați au fost prinși cu nereguli în ceea ce privește nerespectarea normelor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, fiind descoperite 71 de deficiențe pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri, constând după caz în amenzi, avertizmente și măsuri de remediere. În total s-au aplicat 5 amenzi în valoare de 5.000 de lei. La Moinești s-a desfășurat cea de-a 15-a ediție a Zilelor Medicale. Anul acesta, în cadrul manifestării, s-au celebrat împlinirea a 25 de ani de la prima operație laparoscopică realizată în spitalul din Moinești. Detalii urmăriți în materialul următor. Da, pentru prima dată în Moinești și pentru prima dată în care vin în calitate și de ministru. Este un moment fericit, pot să-l calific fericit, în contextul în care sunt două evenimente importante. Cel profesional, în care mă regăsesc și eu, cel în care sunt zilele Spitalului Municipal de Urgență Moinești și 25 de ani de chirurgie mine-invazivă, momentul în care îl felicit pe domnul director Cotrăleț, un model și pentru mine ca chirurg în tinerețele mele în care mă pregăteam în rezidențiat și auzeam că la Moinești este un spital mult peste anumite chiar spitale județene. Felicitări încă o dată, un moment deosebit. Dacă este să vorbesc de medicină și de spitale, vă eram dator cu un răspuns. Dacă țineți bine, acum câteva săptămâni am fost pentru Spitalul Județean din Bacău în contextul existenței unui corp de spital municipal. Țin să vă informez că din toate analizele făcute există două entități. O entitate de spital municipal aflat în patrimoniu Direcției de Sănătate Publică, dar care nu se regăsește nicăieri, și un obiectiv de investiții, care este în patrimoniul Consiliului Local. În aceste momente, împreună cu Ministerul Justiției, lucrăm la o hotărâre de guvern în care să putem anula acel act al DSP-ului, să rămână doar cel din Consiliul Local, ca să-l putem trece către Consiliul Județean și să-l alăturăm ca și clădire Spitalului Județean din Bacău. Un al doilea eveniment, foarte important pentru comunitatea moineșteană, pentru noi ca Ministerul Sănătății, pentru Institutul Național de Balneologie, este trecerea în patrimoniul Ministerului Sănătății a Complexului de Clădiri, a Institutului Național de Balneo, tocmai pentru crearea în această zonă, în această localitate, a unui centru balnear local și zonal în Complexul Balnear de la Slănic, Moldova. Este un moment important atât pentru comunitatea moineșteană, cât și pe comunitatea din această zonă, pentru Moldova în general și tot ce înseamnă Complex Balnear. Felicit pe această cale și pe domnul primar și pe domnul director Lăzărescu pentru acest moment. Și sper ca împreună, în maxim 4 ani de zile, să avem acest complex sau acest centru balnear aici la Moinești. Tot în aceste zile avem și o hotărâre de guvern pe care ne pregătim să o ridicăm în ședință de guvern, tocmai pentru a da acel titlu de calitate balneară Moineștiului. Să meargă prin spitale. Și atunci vor vedea. Noi trebuie să ne protejăm noi. De ce înseamnă? Zonele aglomerate, aglomerările urbane, aglomerările umane, portul măștii, în spațiile închise, în mijloacele de transport în comun, la locul de muncă. Și, în general, dacă reușim să ne păstrăm niște obiceiuri, atunci când venim de afară să ne spălăm pe față, să ne spălăm pe mâini, să punem o haină la aerisit, să lăsăm un pantof la ușă, să dăm un dezinfectant, face foarte mult. În general, tot ce vedem, simptomatologie respiratorie, încercăm să ne ținem o distanță. Iar acele momente pe care le observăm, cred că noi toți, în acele cluburi, terase, ar trebui să nu mai existe. Și poate că noi, ca opinie publică, dumneavoastră, ca media, ar trebui să spunem necontenit
același lucru pentru viitorul nostru, pentru viitorul copiilor noștri, pentru cei dragi nouă, cei în vârstă, familiile noastre, ar trebui să respectăm niște reguli. Face față sistemul medical dacă vor crește îmbolnăviții, infectații? Sistemul medical face față, dar noi trebuie să înțelegem un lucru. Nu ne lăsăm sau nu așteptăm să vedem cât poate face față sistemul medical. Sistemul medical este pregătit pentru a apăra sănătatea românilor. Da? Dar românii, la rândul lor, trebuie să colaboreze tocmai într-un moment critic, cum este acest moment pandemic, pe care trebuie să-l depășim. Acum 4 săptămâni jumătate, 5, eram pe acea pantă descendentă. Au venit niște măsuri de relaxare asumate în contextul în care niște reguli trebuiau respectate. O parte din conaționalii noștri, chiar și o parte din agenții economici, n-au respectat aceste reguli. Atunci putem vedea astăzi o creștere progresivă. Sperăm că această creștere progresivă se poate fi gestionată în maxim 2 săptămâni și să revenim pe acea pantă descendentă. Deocamdată nu gândim la restricții, ne adaptăm la orice evoluție din fiecare zi în parte, fiecare săptămână și implicit acele 14 zile. Gândiți mulțumesc. O politică de testare în masă, cum fac și alte țări europene? Gândim extinderea acelui program de testare care îl avem în cadrul anchetelor epidemiologice și persoanelor din grupe de risc sau personal medical expus. Gândim la o mai mare amploare a măsurilor de prevenție pe care trebuie să le transmitem populației. O testare înseamnă o stare de moment. Nu-mi garantează nimeni că dacă astăzi sunt negativ la o testare, peste 2 zile nu sunt pozitiv. Și mi-am relaxat toate restricțiile care le aveam până în acel moment. Nu, sunt niște testări care se fac într-un context pandemic, într-un context pe care Institutul Național de Sănătate Publică și Organizația Mondială a Sănătății îl recomandă în evoluția unei pandemii. Ne vom adapta cu fiecare perioadă, vom extinde aceste testări la corpul medical în general și la persoanele expuse. Am văzut că numeroși agenți economici își testează voluntar angajații, este un lucru lăudabil, dar nu trebuie să ne lăsăm doar pe rezultatul unui test. Un test negativ astăzi nu înseamnă că peste 3-4 zile nu suntem pozitivați sau infectați în contextul în care nu se respectă niște reguli. Obișnuiți-vă ca în următoarea săptămână să avem un număr crescut de cazuri. Da, dar un număr crescut de cazuri înseamnă și o gestionare mai atentă și o colaborare mai atentă. Da, este o mare bucurie pentru noi, colectivul Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Astăzi sărbătorim, așa cum a spus, 25 de ani. Ne aducem aminte cu plăcere că a fost un început dificil, dar pe care l-am traversat datorită colectivului și oamenilor care ne-au ajutat. Și nu uităm acest lucru. Prima echipă a fost formată din profesor dr. Eugen Târcoveanu, profesor dr. Ioana Grigoraș, subsemnatul dr. Tincu. Eram cu toții la început, să nu uităm că Moineștiul a fost al 5-lea centru în care s-a început laparoscopia în România. De atunci au trecut 25 de ani, peste 13.000 de operații. Rezultatul muncii în chirurgia laparoscopică a fost comunicat la congrese din Statele Unite ale Americii, Japonia, în peste 230 de lucrări acceptate la congrese de prestigiu. Ne așteaptă în continuare o perioadă în care trebuie să punem în valoare ceea ce am câștigat, să diversificăm aceste operații, acum și în ginecologie, ortopedie, ORL, urologie, a pătruns în Spitalul Moinești chirurgia laparoscopică, ea reprezintă un brand al spitalului. Și la moment aniversar trebuie să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi și să sperăm că rezultatele vor fi în continuare pe măsura așteptărilor bolnavilor noștri, fiindcă ei sunt cei care ne judecă. Suntem și la 15 ediția zilelor medicale, o tradiție și în acest sens. Da, și în ediția a fost dedicată în totalitate acestui eveniment. După cum vedeți, ne respectăm cu rigoare condițiile igienico-epidemiologice impuse pe bună dreptate de legislația în vigoare și sperăm să fie o ediție reușită și un schimb de opinii în acest domeniu. Pentru mine, dacă și băieții vor, cam cum ați organizat ediția din acest an? Pe 3
categorie, am înțeles, pe 3 săptămâni. Da, ediția este organizată în 4 locații din spital, în care sunt 20 de colegi. Se fac în momentul acesta 2 operații în blocul operator, bineînțeles operații laparoscopice care sunt transmise live. Urmează deschiderea festivă și după aceea 5 comunicări ale profesorilor și academicienilor participanți la acest eveniment. Invitați? Invitații, Ministrul Sănătății, să începem pe linie guvernamentală, consiliera domnului președinte al României pe probleme de sănătate, profesoara Diana Păun, vicepreședintele și membrii ai Academiei de Științe Medicale, președinta Senatului Universității de Medicină Grete Popa din Iași, președintele Asociațiilor Chirurgilor din Moldova, care face un efort deosebit să vină în aceste condiții la noi, și profesori din diferite centre universitare, profesori de chirurgie din diferite centre universitare din țară. Legăturile aeriene cu țările care au un coeficient de infectare cu SARS-CoV-2 mai mare decât cel raportat de România la 100.000 de locuitori au fost suspendate, lista țărilor urmând a fi actualizată în funcție de evoluție epidemiologică, a fost declarația ministrului transporturilor Lucian Bode. Potrivit ministrului, în categoria țărilor care raportează mai multe cazuri de infectare decât România, intră Portugalia și Suedia. În același timp, ministrul a precizat că în prezent sunt 2 state membre ale Uniunii Europene, este vorba despre Austria și Slovacia, care au decis să rupă legăturile aeriene cu România din cauza ratei mari de infectare din țara noastră. Potrivit ministrului, Institutul Național de Sănătate Publică va actualiza săptămânal, în fiecare zi de luni, lista țărilor pentru care se instituie măsura carantinării și în statele în care indicatorul privind noile cazuri de infectare cu COVID-19 este mai mic decât al României și pot fi reluate cursele aeriene. Acestea au fost știrile. În continuare puteți urmări prognoza meteo. Vineri 24 iulie sunt șanse de ploaie, maximă va fi de 27 de grade Celsius, iar minima de 14 grade Celsius. Sâmbătă 25 iulie va fi parțial însorit, maximă va fi de 29 de grade Celsius, iar minima de 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile, vă doresc o zi frumoasă, la revedere!